În jurul orei 5 azi dimineață, un conducător auto din Câmpeni nu a observat din cauza ceții sensul giratoriu nou construit din zona industrială a orașului și a intrat frontal în acesta. În urma accidentului, o pasageră a automobilului a suferit leziuni ușoare. Chestionat de către polițiști, șoferul a declarat că pur și simplu nu a văzut structura nou ridicată. Conducătorul auto din Câmpeni, în vârstă de 39 de ani, nu a observat sensul giratoriu din cauza condițiilor meteo, mai precis din cauza ceții. Totuși, giratoriul este prevăzut doar de un indicator, amplasat la câțiva metri, neavând elemente reflectorizante care să atenționeze șoferii, în cazul de față, pe timp de ceață și noapte. Din primele cercetări efectuate de polițiști, a rezultat că șoferul autoturismului nu a văzut sensul giratoriu datorită faptului că în acel moment al zilei era ceață densă. Din această cauză a intrat în coliziune cu sensul giratoriu. Șoferul autovehiculului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând faptul că acesta nu conducea sub influența alcoolului. Prejudiciul cauzat în urma accidentului va fi recuperat de la firma de asigurări aflată în contract cu cel responsabil de distrugerea sensului giratoriu.